În a doua noapte de la declanșarea operațiunilor militare în Libia a plouat cu rachete. Capitala Tripoli a fost principala țintă a forțelor coaliției internaționale. Unul dintre atacuri a distrus în totalitate un imobil aflat în cartierul general al colonelului Gaddafi. Analiștii spun că raidul a avut un scop simbolic, acela de a-l avertiza pe liderul libian că nu mai este în siguranță nici la el acasă. Not stand idly by when a tyrant tells his people that there will be no mercy. Colonel Gaddafi has broken his word. You are not capable of a prolonged war in Libya. We will arm all Libyans and wipe out all traitors. Salvele antiaeriene și exploziile au luminat din nou cerul capitalei libiene. La doar câteva zeci de metri de cortul unde conducătorul își primea oaspeții de seamă, o clădire a fost pulberată. What we've been told is that two missiles hit this building. When the missiles came in, at least one of them smashed through the roof of the building, and then the second one, we're told, crashed through the roof, and then it waited until it got right into the basement of the building, the rubble, the basement of the building before it exploded. There's a hole there. It appears as if one of the missiles has gone through. What the lady is saying there is she's saying this is the proof. This is the proof. They're holding up bits of what look like, and what I've seen before, look like pieces of a cruise missile. Sursele coaliției susțin că imobilul adăpostea un centru de comandă și de control al forțelor armate. Propagandiștii regimului vor să arate lumii altceva. We are in Bab al-Aziziyah, that's the leadership headquarter in which the leader lives and works. What the spokesman for the Pentagon said earlier, that they will not target the leader. It's not really a very honest statement. This is a very famous location. They cannot have mistaken it for anything else. The Americans attacked this very location in 1986 when they tried to assassinate the leader and they failed. În speranța unei diversiuni, regimul lui Gaddafi a proclamat ieri seară o nouă încetare a focului, pe care, potrivit tradiției, nu a respectat-o. În acest timp, coaliția condusă de Franța, Marea Britanie și Statele Unite se pregătește pentru o nouă fază a ofensivei în Libia, întreruperea liniilor de aprovizionare a forțelor regimului. Cel puțin pentru moment, însă se pare că NATO nu se va implica în coordonarea operațiunilor. Turcia se opune cu vehemență. Nici România nu se va implica în criza libiană decât dacă îi se va cere. Și dacă am fi vrut, nu aveam cu ce să participăm la această fază a operațiunilor. Nu aveam pentru că avioanele noastre nu fac față unei astfel de operațiuni. Președintele a adăugat că România ar putea interveni doar cu sprijin umanitar, dacă îi se va cere asta.